ziua, dragi telespectatori! Astăzi am marea onoare să îl am ca invitat pe unul dintre membrii dinastiei Botgros. Corneliu Botgros, te salut cu mare drag și bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, am venit cu mult drag! Mă bucur tare mult! Eu aș vrea să începem acest interviu așa, în mod cronologic. Cum a fost copilăria? Cum a fost copilul, băiețelul Corneliu Botgros? Eu zic că am fost un băiat așa, destul de cu minte, chiar, da. Am învățat la părinți să fiu ascultător, să-mi ascult cei mai mari, profesori, deci am fost un băiat, zic eu așa, ca toată lumea, ca toți copiii din perioada aceea. Am avut o copilărie și o adolescență destul de frumoasă. Părinții mi-au oferit tot ce s-a putut la vremea aceea, pentru care îi mulțumesc foarte mult. Am amintiri frumoase și câteodată chiar sunt și nostalgic după copilărie, după adolescență. De ce ți-aduci aminte atunci când vorbești despre copilărie? Mă duc aminte cu drag de vacanțele la mare cu părinții. Nu știu de ce, dar ele așteptam cu multă nerăbdare. Mereu întrebam prin luna, începând cu luna aprilie, mai întrebam când vine luna aceea când plecăm la mare. Mă rog, se întâmpla că să plecăm în iulie, altă dată în august și număram zilele cât mai repede să merg. Pentru că la mare, vă dați seama, sunt diferite distracții pentru copii și îmi plăcea foarte mult să călătoresc cu barca pe mare, așa, și am amintiri frumoase. Chiar îmi place și până la vârsta asta, ador să merg la mare, uneori chiar cu părinții. Serios? Da, pentru că atât timp cât se poate să fim împreună, de ce nu? Dar e foarte frumos acest lucru. Da. Apropo, cu Cristi merge acum la mare? Pentru că e un băiat mare deja. Merge cu mine, altădată mergem cu toată familia, se întâmplă și așa. Și nu ne plictisim deloc, acolo ne redescoperim, suntem altfel în vacanță, nu mai suntem artiști, muzicanți, devenim oricum așa un pic mai natural, mai altfel. Avem timp de a povesti, de a glumi. E cu totul diferit. Apropo, mai ții legătura cu cineva din copilăria ta? Adică cu prietenii, cu colegii tăi? Da, știi, după cum se spune că prietenii adevărați ți-i faci în copilărie sau în adolescență. Mai ții legătura cu doar 2 sau 3 prieteni vechi. Tot și am rămas acești prieteni, doar că suntem un pic mai departe unul de celălalt, că care este plecat pe state, altul prin Canada, nu știu. Oricum, ținem legătura și cu ocazie, dar foarte rar, din păcate, ne vedem totuși. Îți aduci aminte vreun caz, vreo năzbâtie pe care ai făcut-o vreodată și ți-a rămas așa în memorie? Ele au fost mai multe, dar de obicei noi cu băieții aveam un ștab la liceu, să zicem așa, ne adunam câțiva băieți și luam decizii. Mergem azi la fizică sau la chimie sau nu. Și dacă luam decizia că nu mergem, pe toată clasa trebuia să nu meargă. Și noi ne ocupam de organizare, cum să ciulim de la ore. Și pentru organizatori eram și eu. Deci, asta e bun. Da, dar bineînțeles că acum îmi amintesc cu așa, ironic un pic. Dar multe au fost. Noi foarte des, din păcate, foarte des spărgeam geamurile la liceu din cauza că terenul de fotbal era foarte aproape de liceu, chiar de clădire. Și se întâmpla și după care, da, avem discuții la direcții. Asta este. Apropo, știu că fotbalul este una dintre pasiunile tale cele mai mari și a fost așa dintotdeauna. Da. De ce nu ai reușit să devii un fotbalist? Poate că așa e mai bine. Nu am reușit pentru că atunci s-a opus foarte vehement, să zicem așa, tatăl meu când eram în clasa 8 la liceu. Și clasa 8 de liceu este o clasă de concurs în care trebuie să te decizi. Ori mergi mai departe, ori îți schimbi liceul și profilul, da? Nu ai regretat vreodată? Nu, nu am regretat pentru că cariera de unui fotbalist, mai ales la noi în Moldova, este una destul de modestă. După care e o problemă că începând cu 33-34 de ani trebuie să-ți închei cariera și să-ți cauți un alt job, ceea ce este foarte complicat. Și tata așa mi-a spus că dacă o să devii fotbalist, la 35 de ani o să rămâi fără servici. Dar cu vioara mereu de bine mergi în viață, în continuare, până la 70-80, cu Doamne ajută. Așa că Până ziua de azi nu-mi pare rău și îi mulțumesc la tata care a reușit să mă convingă să devin totuși muzicant și nu fotbalist. Dar tu ți-ai dorit să devii muzician? Da, dorința vine nu deodată. Atunci când vii în clasa 1-2 la liceu mare, la Ciprian Porumbescu, este destul de complicat să te dragostești de muzică, pentru că e foarte greu. Pentru un copil de 7-8 ani e ceva de nedescris, pentru că venim cu toții de la grădiniță, dintr-un mediu și când vii în clasa 1 la liceu Ciprian Porumbescu, e destul de complicat. Dar, prin clasa 3-4, începi să vezi altfel muzica, chiar eu m-am îndrăgostit prin clasa 4 de muzică, cred eu. Am descoperit Bach, am descoperit Beethoven, Mozart, e ceva, e o altă lume, e o poveste. Și bineînțeles că dacă nu ai aptitudini muzicale, nu te îndrăgostești. Mulți au plecat începând cu clasa 4, 5-a, chiar și din clasa 7 au părăsit mult liceul, că nu au mai putut continua. Uite că eu am reușit să absolvesc și liceul, după care am făcut un an de studii la colegiul Ștefan Neaga. Acolo am obținut două profesii deodată, și dirijor de orchestră și violonist. Da. Și acum, datorită acestui liceu, colegiului, datorită părinților mei, am rămas în sfera muzicii și în continuu și în ziua de azi lucrările. Crezi că totuși dacă poate făceai fotbal, ajungeai undeva departe? Nu. În acest domeniu? Dacă ar fi fost în timpurile noastre, poate da. Acum sunt impresari, manageri, orice care îți poate crea și în lobby, în alte cluburi din străinătate. Atunci nu cred că se putea acest lucru. Nu erau atâtea posibilități. Poate ajungeam în România sau în Ucraina. Poate. Asta e cel mai bun caz. Dar, nu, pentru mine fotbalul e o poveste, așa, un gând nerealizat, un vis nerealizat, dar, după cum am mai spus, chiar nu-mi pare rău. Dar joci fotbal? Am rămas o pasiune din copilărie. Da, mai joc din când în când cu ocazie, așa, cu băieții. Ne strângem la un teren de fotbal, în aer liber uneori, după care stăm și petrecem un pic. Chiar facem din asta o distracție, nu mai mult decât atât. Ai spus că prin clasa 4-a te-ai îndrăgostit de muzică, dar de vioară, însăși de vioară. Tocmai de vioară, am vrut să deschid o paranteză de ce în clasa 4-a. Eu când am intrat la liceu Ciprian Porumbescu, la examen de intrare, te întreabă șeful comisiei, la ce instrument vei cânta? Și eu am zis la țambal, pentru că eu aveam și un țambal acasă, tata mi-l cumpărase și ei au zis că ok, și m-au înscris la clasă de țambal, dar după regulament, țambalul se studiază din clasa 4-a la liceu, deci nu se studiază din clasa 1. E un instrument mai complicat. Mai complicat, da. Și mi-au spus, trebuie să alegi un instrument până în clasa 4-a, auxiliar, că na. Și am ales vioara, bineînțeles. Și am ajuns în clasa 4-a, mă uitam la țambal, mă uitam la vioară și mă zic, Doamne, câte corzi are țambalul ăsta? Sunt o grămadă și trebuie să știi să acordezi, e foarte complicat. Și am zis, nu, e mai bine la vioară 4 corzi, e mult mai simplu. Deci nu se mai putea la țambalul, îți dai seama, pentru că am făcut 4 ani de vioară și deja mă atașasem de acest instrument. Fiecare an taică mi-am dădea viori mai noi, așa, eu aveam grijă de ele. Era ca o soră, știi? Și n-am vrut să continui cu țambalul, că mi se făcea groază când vedeam acest țambal imens. Apropo, ți era mai ușor să cucerești fetele pe atunci? Fiind muzician, le cântai poate niște piese frumoase? Nu mă amintesc, eu nici nu știu cum să vă răspund. Oricum era, știi, pata asta de ficiorul Nicolae Botgros. Și poate cumva atrageam atenția cuiva sau la mai multor fete. Poate eram un pic avantajat față de colegi. Dar noi aveam concurenți foarte mari. Era ficiorul maestrului Duja la mine în clasă, ficiorul maestrului Constantin Rusnac, tot la mine în clasă. Deci eram ficiorul domnului Gheorghe Echim. Deci toți eram copii de părinți celebri, să spunem așa. Și a fost o perioadă destul de interesantă în perioada aceea. Dar nu, știți, era o perioadă în care foarte mult timp dedicam tot și studiilor. Nu aveam noi timp de dragoste, de fete, de o să umblam pe la film, pe nu știu unde. Nu știu cum era o altă perioadă, o altă epocă, poate chiar, cred eu. Ai menționat despre celebritatea tatălui tău și că faci parte dintr-o astfel de familie. Apropo, cum a fost să fii pe atunci copilul lui Botgros? Ce simțeai tu, de fapt? Te mândreai cu tatăl tău? Vroiai să devii la fel de cunoscut? Mă mândream, bineînțeles. Aveam, totodată, și o povară destul de grea, pentru că trebuie să fac față, să nu fac de rușine pe tata. Să se mândrească și el. Da, să Doamne ferește, să-l cheme domnul director la liceu, că uite că Cornel nu reușește, nu... Na, vă dați seama și... Era cam greu, dar de câte ori, de câte mi-amintesc eu, tata a fost chemat o singură dată timp de 11 ani, așa că n-a fost grav. Și atunci de ce a fost chemat? Atunci am fost chemat ca să vedem dacă mă transfer la Colegiul Neaga, ori rămân în continuare la Liceul Porumbescu. Dar vreau să vă spun că mai mult m-a ajutat umbra lui tata decât să mă curci cumva, totuși. Eu simt pur și simplu că voi, dintotdeauna, probabil ați fost prieteni. Nu doar o relație dintre tată și fiu, dar și o prietenie veleagă. E firesc așa să fie. Într-o familie trebuie să avem o relație deschisă, transparentă. Bine, când e vorba de niște lucruri serioase, atunci da, totul se restricționează tată-fiu. E ok, așa. Dar în viața zi de zi suntem chiar ca niște amici. Voi lucrați împreună până la urmă, vă întâlniți destul de des și de multe ori relațiile de prietenie sau de familie se mai strică, mai șchiopătează atunci când și lucrezi împreună. La voi nu s-a întâmplat la fel? Nu am avut conflicte în familie, poate unele neînțelegeri, e și normal să existe, să apară, mai ales în domeniul muzicii, artei, unde apar niște conflicte, să le spunem așa, pur profesioniste. Nu, doar atât. Dar se depășesc probabil foarte repede. Personal, nu, tot timpul am cedat în fața lui tata, pentru că așa mi se pare corect. Ei sunt mai mari, maturi, mi-a trecut prin viață și chiar dacă noi uneori nu înțelegem anumite lucruri, trebuie să le înghițim cumva, să le mistuim, pentru că știind că ele sunt niște sfaturi. Și dacă tata sau mama îți dă un sfat, trebuie să-l primești ca atare, chiar dacă poate nu pricepi și nu ești de acord. Trebuie să-l primești ca atare pentru că e ceva deja verificat. Ori noi nu suntem, ori noi am devenit cam egoiști în timp și ne credem că suntem mai pricepuți ca alții și ne știm pe toate, dar nu e chiar așa. De aia se spune, trebuie să ascultăm de părinți, pentru că ei ne vor nouă doar bine. Uite, emisiunea asta este una biografică. Da. Sunt foarte mulți telespectatori care îți cunosc talentul, știu domeniul în care activezi, te urmăresc, dar foarte mulți dintre ei sunt sigură că nu te cunosc mai aproape, ca persoană. Ce calități ai tu? Cum te vezi tu, poate, dintr-o parte? Sau, poate, ce auzi tu de la prietenii, de la colegii tăi despre tine? Vreau să știu și minusurile și calitățile pozitive. Trebuia să faci un sondaj aici pe bulevard undeva, pentru că eu să-mi dau mie nota de apreciere, îmi vine foarte greu. Dar cum ești tu, de fapt? Ești prietenos. Să zic așa, ce se vede pe din afară, nu ce e pe interior, nu? Sau invers? Depinde. Cum ești tu, cum te vezi? Eu am o calitate pe care am învățat-o de la tatăl meu și e cea mai importantă, părerea mea, să fiu iertător în viață, pentru că e omenește să greșești și creștinește să ierți. E foarte important că altfel nu-ți îndepărtezi prietenii și lași loc de bună ziua sau bună seara sau bună dimineața, oriunde. Niciodată mă străduie să nu-mi închid ușile pe care le-am deschis cândva. Eu țin, pentru că orice prietenie, orice relație bună, da, e o realizare în viață. Și atunci dacă realizezi ceva în viață, trebuie să ții la ce... la ce ai realizat, să nu dai cu piciorul, pentru că o ușă închisă nu se știe dacă se mai deschide a doua oară. Deci e important să știi să ierți, pentru că și eu sunt om și greșesc și Îmi place și prețuiesc cu oameni când îmi mai dă o șansă și îmi... E foarte bine asta în viață, să știi să faci asta. E frumos. Da. După care îmi iubesc prietenii, țin la ei. De fapt, sunt un om care cam cred că toți își iubește familia, neamul, rudele, tradițiile. Chiar acum, recent, am avut o întâlnire extraordinar de emoționantă. După 20 de ani m-am întâlnit cu cei doi verișori, care sunt de baștini de la Bălți. Unul este plecat la Petersburg, la St. Petersburg, și celălalt este plecat în Portland, în America. Și din 1999 n-am mai fost acasă. Și ne-am întâlnit toți trei, prima dată după 20 de ani. Păi, ce poate fi mai frumos? Și dacă suntem în relații bune, avem loc și de o întâlnire, nu? Asta contează. Iubesc oamenii. Bineînțeles că mă strădui să colaborez, să am contact cu oameni de bun simț, de credință. Pozitivi. Transparență, oricum, da. Oameni pragmatici pe care poți să-i citești cumva. Deci eu mă feresc de oameni pe care nu-i pot să citi cumva. Sunt total de acord. Pentru că îți creează un disconfort și nu știi la ce te aștepți de la ei. Sigur. Dar oameni care sunt ușor previzibili, cu ei foarte cum aplic, și eu sunt ușor previzibil. Nu sunt om misterios sau dimineața într-un fel și seara altfel, nici într-un caz, nu. Ce nu-ți place la tine? Minciuna. Eu total urăsc minciuna. Nu știu dacă este adevărată, dar să-mi spui tu. Știu că a fost o perioadă în care îți plăcea rock-ul, muzica rock. E adevărat? De fapt, de acolo am început, să zicem, a compune, a orchestra muzică. De acolo mi-a venit. De la rock? Muzica rock? Pentru că am fost foarte pasionat de muzica rock și sunt și în continuare, numai că am destul de puțin timp la dispoziție ca să ascult mult muzică rock. Dar cu ocazie ascult în mașină melodiile cele din sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Am fost pasionat și la liceu chiar eram și cu părul așa mai pe spate, lăsat. Da, da, da. Sunt vreo două poze, doar atât, mai multe nu sunt. Sper să le găsesc. Da, da, eram... Trebuia să creăm și o trupă cu bătrânul meu, Radu. Trebuia să cânte la ghitară, altul trebuia să cânte la tobi, altul trebuia să facă bas-chitară. De aveam niște planuri foarte mari. Uite, la asta chiar nu m-am așteptat. Da, numai că a venit imediat anul 91, în care... sau 92, 91, nu mi-amintesc exact, în care s-a întâmplat, ce trebuia să se întâmple. Am cântat prima dată în viața mea la o petrecere, cu gașca mea. Și a fost atât de interesant și frumos și chiar fără falsă modestie. Am avut un succes foarte mare la petrecerea. Era o zi de naștere la o doamnă și cu toți așa de entuziasmați am fost că parcă rock-ul ăsta a plecat undeva în umbră. Și ni s-a deschis pofta de muzică de petrecere, de muzică populară. Apropo, e o mare diferență pentru mine. Foarte eu așa văd. Deci da, muzica rock și folclorul sau... E, ca să știți, până am ajuns, am fost la Moscova pe vremea aia, în 89, la 14 sau 15 ani, nu mai amintesc, la un spectacol unde au evoluat în scena, în Parc Gorkov. Este acolo așa o scenă mare, în parc, unde a cântat Scorpions, Bon Jovi, Mötley Crüe, Skid Row, Ozzy Osbourne. Am fost și de la Chișinău până acolo să văd cu ochii mei tot acest show. A fost extraordinar. După care, în același an, în Germania, când am fost, am fost la spectacol la Köln, am fost la concertul lui Mötley Crüe și Metallica. Deci era un vis pe atunci să citești o știre în ziarele noastre despre ei, dar aici chiar am văzut așa în față, deci a fost... Mi-a rămas acolo undeva emoții din adolescență foarte pozitive, foarte frumoase. E fain, chiar n-am știut asta. Dacă mai ascult și muzică rock în mașină... Da, deci, da. Uite, vezi că oamenii probabil te văd altfel, da? Chiar și eu. Eu mă gândeam că poate asculti bine. Nu mă gândeam că asculti doar muzică populară sau... Foarte rar sunt populară în mașină. Foarte rar. Deci... Eu, ca să pot să am timp de a crea ceva, eu trebuie să am mereu pauze aici, aici, în creier, la urechi. De-aia, după repetiții, eu prefer să ascult alt gen de muzică ca să mi se aerisească un pic creierul, ca să după care să pot reveni cu așa mai proaspăt un pic, da? Dacă ești mereu între aceeași, dacă te fermi între aceeași oală non-stop, tot nu este bine. Apropo, nu devii omogen. Sigur, asta cu siguranță. Nu te-ai gândit vreodată să faci și tu un proiect nou, ceva legat de această muzică? Nu, eu acest vis îl am de mult, dar nu știu, nu mi se întâmplă să mă apuc. Deci, ca să facem un proiect de gen, să zicem așa, transbalcanică, spre exemplu, unul foarte, care mie mi-e drag, cel puțin. Deci este mult timp, una la mână, doi, trebuie să te lași de serviciu, măcar pe jumătate de an. Ziceai de odihnă, de relaxare, de pauză. Ce-ți place să faci atunci când ai și tu un pic de timp liber? Îți place poate să mergi într-o călătorie așa exprompt? Sau ce faci tu? Da. Dacă vă spun sincer, cred că sunt în leneș. De ce? Vreau să știu, chiar vreau să știu adevărul. Da, bine. Ador ziua în care, de dimineață până seara, târziu, nu am nimic în plan. Nu trebuie să ies nicăieri, să stau în pat, cafeluța și să mă uit toată ziua la televizor. Pentru mine asta este un relaxament deosebit. Doar asta îi ține o zi, nu mai mult. Dar dacă e vorba de un weekend sau de câteva zile să plec așa instantaneu undeva, da, mi-ar place să plec la Barcelona, spre exemplu. Și plec. Da? Da, uneori nu afișez asta, pentru că plec doar așa. Și de ce? De ce îți place? Pentru că îmi place. Barcelona mie mi se pare un oraș în care nu te simți turist, în care nu te simți străin. E foarte... Deci te simți foarte confortabil în el. Și culmea, când mergi pe la ora 1 sau 2 noaptea pe străduțele din Barcelona și vezi în întâmpinare doi moșnegei care să-ți mână de mână, te salută, ola. Parcă aș fi la țară, știi cum la țară, salută lumea chiar dacă nu se cunosc, dar te saluți, nu? Exact aceeași se întâmplă și în Barcelona, așa la început mă mirat, după care am zis, da, ce frumos este. Foarte frumos, chiar nu știam așa amănunte, dar cât de des o faci? Înseamnă că o faci foarte des. Da. Nu, și mai am și alt oraș care foarte mult îmi place, Londra. Alții nu prea iubesc Londra din cauza... timpului, vremii, da? Vremii, dar mi-mi place vremea de acolo, mă relaxează cumva. Nu face rău cel puțin. Mai nou am descoperit să mă plimb în parcul Valea Morilor. Da, Valea Morilor. Foarte frumos pe acolo. Am fost tot de mult pentru prima dată. Cristi, băiatul meu, m-a dus până acolo să văd. Și am rămas foarte impresionat și câteodată chiar merg, fac o plimbare de unul singur pe acolo. Pentru că, nu știu cum, parcă mă adun acolo. De ce singur? Păi nu, câteodată singur. Ah, câteodată? Da, păi, da. Îmi place foarte mult atmosfera de acolo, când văd mulți copilași. Apropo, dacă tot ai menționat despre asta, dacă... câteodată singur, atunci când nu ești singur, cu cine ești? În afară de Cristi, să nu-l spui de Cristi. Se întâmplă că mai ies cu cineva, bineînțeles, pentru că încă mai sunt tânăr, nu? Sigur? De asta și întreb. Da, și uneori chiar prietenești sau nu știu cum altfel, chiar ieșim la o cafea, așa, cu o domnișoară sau... Se întâmplă, de ce nu? Deci nu este adevărat... informație precum că ești într-o relație. Acum îmi vine greu să o tratez ca atare. Cum e relația? Nu e relația? Da, a fost ceva. A fost? Da, eu cred că a fost, dar nu știu, mai vedem. Nu sunt sigur și acum nu pot să zic că sunt sau nu sunt. E o perioadă de... de confuzie, de confuzie, mai degrabă. Și ce s-a întâmplat? S-a supărat pe ceva? Ai supărat-o? Nu, din cauza că activitatea mea este legată de deplasări foarte des. Da, asta creează un anumit disconfort. Deci e foarte complicat după mine. Deci, inima lui Corneliu Botgros nu este liberă. Dar este un pic confuză. Da, e confuză. Nu știu ce să fac, cum să procedez. Tu te-ai căsătorit, apropo, la o vârstă fragedă, aș spune eu. Da, da. La vârsta de 20 de ani, nu? Sub 20. Sub 20 de ani. 19 ani, 9 luni. 19,9. Așa, tot îmi contează aici. Deci Adriana avea 17. 17 ani? Da. Vai de mine! Apropo, fiul tău are 20 de ani. Deci el este mai mare decât tine când tu te-ai căsătorit. Da. Faină asta. Apropo, ai fi de acord să se căsătorească el la această vârstă? L-aș ruga să mai amâne, cel puțin. N-aș putea să mă împotrivesc. După cât timp, apropo, v-ați căsătorit după ce v-ați cunoscut cu Adriana? E bine, eu am cunoscut-o mult mai devreme, dar când am venit la Neaga, la Ștefan Neaga, la colegiu, am început să ieșim, să ne vedem. Cred că a durat 2 ani, cred că așa, o relație sănătoasă, frumoasă. Uite, am vrut să te întreb. Acest divorț a șocat practic a șocat toată Moldova și nu este o noutate deja. Wow. În ce relație sunteți acum cu Adriana? În relație de comunicare. Pentru că noi, după divorț, nu ne-am povestit, nu ne-am vorbit 5 ani. Asta a fost decizia ei. Măcar că eu n-am fost contra ca să putem discuta, pentru că atunci era necesar acest lucru, să comunicăm. Cristi avea doar 13 ani. Bun. Vorba e mai bine, mai târziu din niciodată, da? Și acum de 2 ani, tot la insistența, într-un fel, a Adrianei, ea a deschis prima paranteză. Poate totuși de să limba și comun, să stăm la o masă, să vorbim, povestim. Cristi deja are 18 ani, trebuie să-l punem la cale, așa. Și eu am zis da. Și de atunci până în prezent suntem într-o relație, zic eu așa, bună, de comunicare, diplomatică. Cum a trecut Cristi peste acea perioadă dificilă? Pentru că mie mi se pare că a fost foarte complicat pentru el. Noi nu discutam despre mama în casă. Eu cel puțin evitam acest subiect, pentru că știu că nu-i face lui bine deloc. Așa că noi am trecut peste asta oarecum împreună, fără ca să ne plângem, fără ca să ne povestim, pentru că în ochii lui era tot scris, că avea niște ochi destul de triști. Da, și adică eu, ca părinte, îmi dau seama pe interior ce a simțit el și ce simte și acum. Dar probabil... ce ai explicat atunci, la 13 ani? De ce v-ați separat? Înainte de a se întâmpla tot ce s-a întâmplat, Adriana a avut o convorbire cu el. Deci la 13 ani copilul a înțeles, cred eu, câte ceva din cele povestite. El era... știa, de fapt, despre ce este vorba, așa că pentru el n-a fost niciun secret, la fel ca și pentru mine. Nu m-am străduit să evit acest subiect, pentru că nici mie nu-mi facea plăcere să discut despre divorț, nici lui. Cred că... în câțiva ani, poate, Cristi, dacă va fi un pic mai deschis către public, va vorbi și el. Eu, din respect pentru el, nu vreau să încerc să povestesc prin ce a trecut sau cum a trecut peste toate acestea. Evident că a fost neplăcut. Dacă tot ziceam că toată lumea a fost șocată, știu că și părinții tăi au avut foarte mult de suferit de la această despărțire. Cred că eu o suferi mult mai mult decât eu. Pentru că părinții suferă mult mai mult ca copiii atunci când se întâmplă la necaz, da? Și se bucură mult mai mult atunci când copiii au o realizare frumoasă. Bineînțeles, și tata și mama au fost întristați, dar am zis eu așa, nu sunt eu primul și ultimul, așa se întâmplă în viață. Poate asta e mai bine, mate, spre bine. De ce nu? Uite, eu știu că tatăl tău a fost un moment, nu știu dacă mai este și acum, i-a interzis Adrianei să interpreteze piesele, da, orchestrate de el. Nu știu dacă mai este lucrare. Nu, un pic e altfel treabă. Piesele orchestrate și compuse de mine. Așa. Și nu-i tata mea, dar eu am făcut această scrisoare către ea. Asta n-a fost un document lege. Nu, a fost o doleanță, o rugăminte. I-am trimis-o, am scris. De ce? Eu am punctat nu toate piesele, doar acele care erau personalizate. Spre exemplu, despre lăutare. Este o piesă dedicată orchestrei lăutare, da? Am specificat piesa asta. Eu nu-mi place să o cânt, spre exemplu, cu orchestra Fluieraș, dedicați orchestrei lăutare, nu? Da. Mereu m-a mistuit o întrebare. Cum s-a făcut așa că Cristi totuși a rămas cu tine? Știu că ați vorbit foarte mult la acest subiect, dar eu niciodată nu am putut să prind acel răspuns pentru mine. Uite, și pentru ceilalți telespectatori, am să te rog să deschizi această paranteză. E cum? Bine, ca să nu... Da, într-adevăr, până o să dezvălui un pic așa mai desfășurat, nu o să fie clar. Sigur. Pentru un răspuns din ăsta așa scurt, nu o să lămărească treaba. Când m-am întors seara pe la 9 acasă, veneam de la un serviciu, Adriana tocmai ieșea din casă că mă lăsa. A plecat. Și m-am apropiat de Cristi și l-am întrebat unde pleca mama și eu zis că pleca definitiv. Și atunci zice, cine ai plecat cu ea? Păi nu, eu vreau să stau cu tine. Deci, pentru mine a fost o surpriză că Cristi a rămas cu mine. Deci, întâmplător a fost. Deci eu n-am avut timp să stau să discut, pentru că nimeni nu știa ce se va întâmpla la ora 9 seara, spre exemplu, da? Deci prin cap nu mi-a trecut. Și atunci eu, când am văzut că Adriana pleacă, eram sigur că pleacă și Cristi, normal, nu? Da, de obicei așa se întâmplă. Și când, spre surprinderea mea, nu s-a întâmplat așa. Și atunci, pe de parte, chiar am fost fericit că nu rămân totuși singur. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Eu nu m-am așteptat să fii atât de deschis cu noi și îți mulțumesc din tot sufletul că ne-ai deschis și tu câteva paranteze pe care noi chiar nu le-am știut. Da. Și îți mulțumesc că te-ai trezit mai de dimineață pentru noi. Vă mulțumesc și vouă pentru invitație și eu sper să mai avem ocazie să mai povestim, că îmi amintesc și eu pe parcurs, nu pot în 40 de minute să spun tot ce am aici și aici. Neapărat. Da, încă o dată vă mulțumesc, rămâna. Cu mare drag. Vă, dragi telespectatori, vă doresc în continuare o duminică cât mai frumoasă și ne revedem curând.